Când spunem Bizanț, Justinian sau chiar restaurarea Justiniană, este normal să ne gândim la marele general Flavius Belisarius, considerat de foarte mulți ultimul roman adevărat. Am văzut în alte episoade cum a apărat Imperiul de Sasanizi la Dara, cum a înăbușit răscoale și cum a reintrodus Roma în Imperiu, dar o mare campanie care l-a consacrat a rămas neabordată. Sunt imperator și astăzi vă voi prezenta războaiele vandalice ale lui Belisarius și celebra bătălie de la Ad Decimum. După ce se întoarce triumfător la Constantinopol și după ce înăbușește răscoala Nica, Belisarius pleacă pe mare cu scopul de a acosta lângă Cartagina pentru a da o lovitură serioasă regatului vandalilor din Africa. Când Justinian a făcut pacea cu Sasanizii, avea un singur lucru în gând, restaurarea Imperiului Roman, și cel mai bine era să cucerească Africa în prima fază, dar nu avea casus belli. Mai mult de atât, regele vandal Hilderic îi era prieten, numai că motivul de război a venit în curând, fiindcă Gelimer îl dă jos și îl întemnițează pe Hilderic și preia tronul. Nu era doar o problemă dinastică, dar și una de ordin religios, fiindcă Gelimer aparținea de arianism, iar persecuții puteau să apară oricând. În orice caz, motivul principal al campaniei lui Belisarius a fost reîntregirea Imperiului, iar pretextul a fost uzurparea tronului. În 533, Belisarius acostează lângă Cartagina în fruntea a 20.000 de oameni. A fost o ocazie uriașă, deoarece armata vandală era în vest și lupta împotriva maurilor, iar flota era în zona Sardiniei. Odată acostat, Belisarius pornește spre capitala vandalilor și, deoarece era prietenos cu localnicii, iar ei își mai aminteau de vremurile romane bune, proviziile au început să fie furnizate de către ei. Gelimer aude de acostarea surpriză, însă își pregătește armata ca să îl intercepteze pe Belisarius. Romanii aveau obiceiul să pună borne care măsurau milele, iar bătălia decisivă s-a dat la a 10-a bornă față de Cartagina, deci la Ad Decimum. Peisajul era secționat de păduri și mai ales de niște arii întinse unde se recolta sare, iar vandalii doreau să profite. Generalul vandal și-a poziționat în spațiul îngust dintre sare și mare o bună parte din armată. La vest de câmpiile de sare a fost poziționată o forță de ambuscadă, iar restul armatei a fost poziționat la sud. Belisarius se afla în formație de marș și, precaut, ca de obicei, își trimite cavaleria hunică și unitatea de elită de bucelarii în recunoaștere. Hunii observă mișcări ciudate la vest de câmpiile sărate și atacă fără ordin. În acel moment, vandalii sunt complet luați prin surprindere și anihilați. Bucelarii avansează spre corpul principal vandal și, deși numărau doar 300 de oameni, aveau echipament mult mai bun și au exploatat bine terenul, iar întregul corp vandalic se dezintegrează complet în fața lor. Bucelarii pornesc în urmărire spre Cartagina fără a se uita în urmă, iar Belisarius se întreba ce dura atâta ca oamenii săi să cerceteze zona și trimite un detașament de cavalerie ca să se asigure că totul era în regulă. Doar că atunci când detașamentul a ajuns la trecătoare, a descoperit măcelul, iar oamenii s-au sfătuit ce să facă mai departe. Între timp, forța vandalilor din sud vrea să vadă și ea care era situația întrecătoare și ajunge. Înfrânge detașamentul roman, dar vandalii sunt șocați de pierderile mult prea numeroase și consideră că forța romană deja mărșăluia spre Cartagina.
supraviețuitorii îi raportează lui Belisarius tot, iar generalul decide că acesta este momentul și îl ia prin surprindere pe generalul Vandal cu un atac total. Un atac total și o victorie absolută. După această bătălie, Belisarius capturează Cartagina fără nicio problemă, dar vandalii pregăteau o ultimă armată, au tăiat toate liniile de aprovizionare în speranța că vor forța o bătălie în câmp deschis. Asta s-a întâmplat și la Tricamarum. Cele două armate se întâlnesc. Vandalii au încercat să mituiască divizii romane, sperând că vor dezerta, dar cu slabe șanse de succes. Calculând posibilitatea dezertării, Belisarius iese doar cu 10.000 de oameni și prin 3 atacuri repetate distruge armata vandală. De data aceasta, Belisarius îngenunchează regatul vandal o dată pentru totdeauna și se întoarce triumfător la Constantinopol. Ce a urmat? Cucerirea Romei, pe care am povestit-o în sezonul trecut, dar de la Belisarius avem foarte multe de învățat. Perseverența aduce victoria, credința aduce puterea, iar curajul este piatra de temelie pentru acțiunile eroice care rezistă în cărțile de istorie și în timp. Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, lăsați un comentariu, lăsați un subscribe, dar nu uitați, share-ul m-ar ajuta cel mai mult, distribuiți acest documentar astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și acest documentar să ajungă la cât mai multe persoane. Vă mulțumesc!